Andrada Lorena. Vă prezint știrile Info Capital. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Agresorul copilului din Hunedoara rămâne după gratii. Fostul șef al poliției rutiere din Gherla a fost găsit mort pe câmp după ce a fost dat dispărut. PSD depune moțiune de cenzură împotriva guvernului. Protest în Petroșani de tinerii studenți. Iar la final, datele meteo. Astăzi, tinerii studenți de la Universitatea din Petroșani au ieșit în stradă pentru a protesta. Aceștia au ieșit în centrul pietonal al orașului, alăturându-se protestelor la nivel național, împotriva deciziei domnului ministru de a tăia gratuitatea pe tren. Aceștia susțin că marea majoritate a studenților din Petroșani nu au un venit suficient de mare încât să acopere toate cheltuielile lunare. Ce se întâmplă astăzi aici? De ce sunteți adunați? Pentru ce protestați? Astăzi suntem în centrul pietonal al orașului pentru că ne alăturăm protestelor la nivel național împotriva deciziei domnului ministru de a ne tăia gratuitatea pe tren. Și am ieșit și noi ca să ne susținem opinia, deoarece nu dorim să ni se taie acest beneficiu pe care noi îl considerăm foarte util pentru dezvoltarea noastră și pentru că ne ajută să ne putem deplasa dintr-un loc în altul și să ajungem deseori acasă. Vrem măcar să ne ia în considerare ca la viitoarele decizii să fim invitați să luăm parte la negocieri, înainte să se ia o decizie fără ca noi să fim înștiințați. Am ieșit astăzi, chiar dacă este frig, să ne arătăm nemulțumirea față de decizia guvernului de a anula gratuitatea la trenuri. Pentru că studenții, marea parte din studenții de la Universitatea din Petroșani nu au un venit suficient să-și acopere cheltuielile de cazare, mâncare și alte cheltuieli care îi au, iar această anulare a gratuității trenurilor de călătorii cu trenul presupune cheltuieli mai mari. Protestăm față de decizia guvernului de a lua gratuitatea trenului la studenți. Mi se pare că este un drept, chiar dacă unii îl consideră un privilegiu. Sunt și alte țări care au gratuitatea la transportul feroviar, de exemplu Slovacia și Luxemburg. Trebuie să ne arătăm nemulțumirea. Fostul șef al poliției rutiere din Gherla a fost găsit mort pe câmp după ce fusese dat dispărut. Pentru că nu a mai reușit să ia legătura cu tatăl său de 63 de ani, fiica bărbatului a alertat poliția. Imediat au început căutările, iar oamenii legii au găsit trupul fostului polițist în câmpul de lângă localitatea Fundătura din județul Cluj. După ce a ieșit din poliție, bărbatul a activat în cadrul mai multor organizații politice. Ultima parte a guvernării CDR, în perioada 1996-2000, a fost chiar consilier al ministrului Apărării Naționale, Constantin Dudu Ionescu. În 2016 a candidat la alegerile locale pentru funcția de consilier. PSD anunță că depune moțiune de cenzură împotriva guvernului până la finalul acestei sesiuni parlamentare. Liderul social-democraților îl acuză pe premierul Florin Câțu că nu a gestionat bine finanțele țării prin introducerea măsurilor de austeritate și a întârziat exagerat de mult cu proiectul de buget. Ciolacu mai anunță că, în cazul în care guvernul cade, propunerea de premier rămâne în continuare medicul Alexandru Rafila. Este o obligație. La ceea ce se întâmplă în România, suntem obligați față de români să facem tot ce ține de noi să treacă această moțiune de cenzură. Dacă trece moțiunea de cenzură, vom veni cu programul nostru de guvernare, cu o altă filozofie și abordarea acestei crize, atât în sănătate cât și în economie, și nu avem nicio problemă să ne asumăm guvernarea. Cel puțin până la începutul săptămânii viitoare, Alexandru Cobzaru, bărbatul de 29 de ani, care a atacat cu violență un minor de 13 ani, va rămâne în centrul de deținere și arest preventiv DEVA. Contestația sa privind decizia judecătorilor din Hunedoara, în urma căruia a fost arestat pe o perioadă de 30 de zile, va fi luată în discuție de către Tribunalul Hunedoara abia luni, 15 februarie 2021. Bărbatul este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, după ce a trântit cu putere de pământ un copil de 13 ani, fiul surorii concubinei sale. Incidentul oripilant de la Hunedoara, cât și altele petrecute în restul țării, l-au determinat pe un parlamentar să propună schimbarea legislației, respectiv pedepse mai aspre pentru infractorii care comit acte de violență împotriva copiilor. Propunerea legislativă a deputatului liberal Adrian Cosma, deja depusă în Parlament, urmărește să descurajeze violența față de minori prin majorarea pedepselor. La final, datele meteo.
Vremea va fi deosebit de rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 12 și 1 grad, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 18 și minus 8 grade. Vremea va fi deosebit de rece, geroasă, în special la începutul zilei în vest, nord și centru, iar noaptea în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 12 grade în nordul Moldovei, Maramureș și Transilvania și 1 grad în centrul și sudul Munteniei. Minimele termice vor fi cuprinse în general între minus 18 și minus 8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor coborî sub minus 20 de grade. Pe alocuri, ninsorile vor fi viscolite și zăpada spulberată. Izolat se va semna la ceață cu depunere de chiciuri. Acestea au fost știrile Info Capital. Eu sunt Andrada Lorena, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.